Salut! În urmă cu 7 zile v-am prezentat într-un video cât de afectați sunt pomii în grădinița părinților mei. Am avut o afectare de aproape 90% a acestor pomișori, dar după tratamentul cu Signum, aceștia și-au revenit foarte bine. Așa cum se vede în imaginile alăturate, piersicul are în 7 zile creșteri de 7-8-10 cm. Prunii au înmugurit și au lăstărit intens. Sunt creșteri de 5-6-7 cm. Cireșul, la fel, a lăstărit din nou. Vârfurile acum viabile s-au dezvoltat foarte bine și nemai fiind afectate de ciupercă, au o creștere explozivă. Bineînțeles și datorită precipitațiilor care au căzut în ultima perioadă, dar și a căldurii, pentru că s-a încălzit destul de mult. Dar este evident că după tratamentul cu Signum, pomișorii se simt bine și au început o dezvoltare accelerată. Așa că este necesar să facem tratamentele la timp pentru a salva pomii de această nenorocită de ciupercă. În continuare, săptămâna viitoare, eu am să aplic încă un tratament, de data acesta cu score și caratezeon, un insecticid și un fungicid foarte eficiente împreună în tratamentul atât a moniliozei, cât și a altor boli, precum și a dăunătorilor, a afidelor. Spor la treabă și numai bine!